După un cumplit accident de autocar petrecut în Pașcani, o fată de 15 ani risca să rămână mutilată pe viață. Dar medicii au reușit să-i replanteze brațele, unul amputat complet în impact, celălalt parțial. Esențial a fost faptul că fratele copilei și-a păstrat cumpătul și a recuperat mâna smulsă. Intervenția chirurgicală deosebit de complexă a durat aproape 20 de ore. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cât înseamnă îmbrățișare atunci când toți te ocolesc. Alexia are 15 ani și este pasionată de muzică și dans. Face parte din ansamblul folcloric Flori de Măr din Botoșani. În noaptea de vineri spre sâmbătă, autocarul care îi ducea pe artiști la un festival din Slobozia a derapat într-o curbă. Ce a urmat a fost cumplit, iar Alexia a fost grav rănită. Cu o tărie incredibilă, fratele ei, mai mare cu un an, i-a sărit în ajutor. Am văzut că se mișcă și pe aceea am ridicat-o rapid. I-am dat două palme peste față și era ok. I-am văzut mâna ei la câteva pași de ea. Am văzut că au deschis geamul din față, șoferul, mi se pare. I-am luat mâna, am luat-o și pe ea, am dus-o rapid la ambulanță. Fata a fost dusă inițial la spitalul din Pașcani. Medicii de acolo au făcut eforturi să o transfere în siguranță la Iași, unde, în cel mai scurt timp, începea o intervenție de excepție. Medicii au încercat replantarea ambelor membre, atât a celui care fusese amputat complet în accident, cât și a celuilalt amputat parțial. Intervenția pe loc este extrem de importantă, odată prin oprirea sângerării, da, care poate fi masivă și catastrofală, identificarea membrului care poate fi replantat și transportat în condiții proprii către spital. Avem kituri speciale care se folosesc pe mașini și pe care le folosim în acest caz, recipiente sterile, cu gheață carbonică. La intervenția, care a durat aproape 20 de ore, au participat 6 chirurgi, 2 medici ortopezi, 3 anesteziști și 3 echipe de asistente. Operația a fost un succes, iar specialiștii sunt optimiști. Potrivit acestora, Alexia își va putea folosi ambele brațe în proporție de 85%, însă va avea nevoie și de alte operații, apoi de ședințe de recuperare. O țară solidară, de medicale, nu am cuvinte, de la fața locului până la final. Auzi doar în străinătate, doar la în țările în care sunt foarte dezvoltate, în țările care totul este așa cum ar trebui să fie, iar ceea ce s-a fost la noi, mobilizarea cadrelor medicale a fost de cea mai mare clasă. Doamna care a coordonat totul, doamna Sidonia, pot să spun că are născutul pe Alexia. Deci, pentru mine, acea doamnă este a doua mamă Alexia. Alexia are acum mare nevoie de sânge, iar cei din familie și prietenii au pornit o campanie pe Facebook pentru a găsi cât mai mulți donatori. Azi dimineață, peste 100 de oameni s-au strâns pe holurile centrului de transfuzii din Botoșani, impresionați de povestea copilei. Am văzut la televizor aseară și m-am hotărât cu nevasta să primare. În această după-amiază, Alexia va intra din nou în sala de operație pentru reevaluarea leziunilor la mâna dreaptă. Alți 2 copii, o fată și un băiat, sunt internați la spitalul de pediatrie și au trecut deja prin intervenții chirurgicale.